În cadrul proiectului Câmpul 500, capitala scrisului românesc, a fost introdusă și realizarea a șase locuri de întâlnire a comunității în toate cartierele, atâtea litere cât are semnaltarul scrisorii de la 1521. La ora actuală s-a demarat deja lucrările la amenajarea primei piațete din piața centrală. Acolo urmează să fie montate stațiile de încărcare electrice donate de Holcim. La ruși am vorbit chiar ieri. Va trebui să monteze stațiile de încărcare electrice pe care le avem donate de la Holcim. Avem niște stații foarte bune adică de ultimă generație și să facem notă de renunțare din proiectul de la Ruș pentru stațiile acelea pentru care avem pe astea din sponsorizare și anul acesta îmi doresc ca pe proiectul Piața Neașunește și Unește Comunitatea să fie făcut și zidul acela ca să terminăm cu totul Piața Ruș zidul ăla pe care era nâul, de deci unul dintre cele șase e, obiective din piața neacșunește și comunitatea, deci sunt pe terminate. Urmează ca în cel mai scurt timp să demareze și celelalte lucrări la cele cinci piațete rămase pentru ca municipiul de la Poalele Mateașului să aibă o nouă viziune.